Bun găsit! Sunt Daniela Dumitrescu, psiholog clinician și psihoterapeut, președinte fondator al Institutului de Formare și Educare Relațională. Astăzi am bucuria să vă prezint o carte pe care efectiv am devorat-o în ultimele zile. Am citit-o cu mare, mare bucurie și plăcere și chiar curiozitate. Și anume cartea lui James Hollis, În umbra lui Saturn. Nu vă speriați, nu este o carte de astronomie, nici măcar de astrologie, este o carte care ne dezvăluie natura psihicului masculin și care sunt căile de vindecare ale bărbaților, pentru că dacă femeile au pornit vertiginos pe calea creșterii și dezvoltării personale, iată că și bărbații încep să miște, încep să vină din urmă, iar această carte aduce un plus de informații care cred eu că este absolut necesar și pentru femei și pentru bărbați. Cel puțin pentru mine a fost fascinant să o citesc, pentru că sunt într-un proces în care descoper lumea interioară a bărbaților și mă bucur de această descoperire, de acest univers care este atât de profund și atât de complex. Mă bucur că deja atinsesem câteva conținuturi din această carte, dar cartea În umbra lui Saturn mi-a adus câteva piese de puzzle care mie îmi lipseau ca să pot să am un tablou mai larg, mai vast, complet despre felul în care bărbații își trăiesc propria interioritate. Recunosc că mi-am propus să cumpăr această carte în mai multe bucăți și să o dăruiesc bărbaților care mă anturează, dar și femeilor care își doresc să înțeleagă mai bine ce se întâmplă în universul masculin. Cred că partea care mi-a plăcut cel mai mult din această carte, sigur că în fiecare capitol vine cu informații interesante, dar partea care mi-a plăcut cel mai mult este cea legată de dorul de tată și de dorul de tatăl tribal. Poate că nu ne imaginăm că bărbații poartă în ei, pe lângă complexul matern, și poate s-a tot vorbit despre bărbații dependenți de mame, bărbații care sunt prea atașați poate de mame sau bărbații care nu reușesc să se desprindă din dominația maternă. Prea puțin se vorbește însă despre relația tată-fiu și despre importanța relației tată-fiu și acest dor nespus, dor tăcut, dor intern pe care bărbații îl poartă cu el și îl transmit la rândul lor fiilor lor. Așa că dacă vreți să vă bucurați de o lectură pasionantă, fascinantă, dacă vreți să pătrundeți așa în labirinturile cel mai ascuns, cel mai puțin cunoscut al bărbaților, vă invit cu toată bucuria să citiți această carte și să vă lăsați purtați de informații de acolo, să vă lăsați cuprinși de tot ceea ce această carte dezvăluie, pentru că sunt informații de un adevăr transformator. Mulțumesc și sper să ne vedem și cu alte lecturi, cel puțin la fel de interesante.